Ce fuge el de tine din punct de vedere emoțional, mental, fizic, sexual, spiritual? Și de ce nu te vede el ca pe o femeie? De ce nu te curtează el, bărbatul, un bărbat anume sau la general bărbații? Poate că te-ai săturat de jocurile mentale folosite în dating, în flirt, în seducție, în relații, draga mea. Iată că astăzi vorbim exact despre asta, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care putem să le dezbatem ca să le înțelegem mai bine și ca să ne activăm plenar energia noastră feminină pentru a manifesta orice ne dorim. Poate ai auzit că nu trebuie să fii ușor de obținut, dar nici nu trebuie să te prefaci că ești greu de obținut. Iată, două lucruri care se contrazic una pe alta. Și atunci, cum să faci ca să iasă bine, ca bărbatul pe care îl placi să nu mai fugă de tine, ci să-ți comunice cu claritate ce își dorește și să facă lucruri pentru tine? Ori, poate că bărbații nu te observă sau nu te curtează. Tot ce vor ei de la tine este doar partea fizică, da? Partea intimă și mult prea devreme, poate chiar de la prima întâlnire. Haide să vedem ce este și ce nu este femeia feminină care atrage lucrurile pe care și le dorește printr-o dinamică sănătoasă în raport cu bărbatul. Deci, fără jocuri mentale, fără control, dominare și manipulare. 1. Femeia feminină, cu adevărat, este o zeiță. Ea este cea care și-a integrat sănătos, armonios, ambele energii. Prima oară, energia sa feminină sacră, dar și energia masculină, pentru că noi le conținem pe amândouă, bineînțeles că în procentaje diferite, da? Deci femeia are cam 60-80% energie feminină, cam așa este recomandat, în timp ce bărbatul are 60-80 energie masculină, restul energie feminină. Această femeie feminină despre care vorbim astăzi, iată că a investit și încă investește în ea permanent, da? Deci timp, atenție, tot felul de resurse, energie, bani, dar nu din egoism, așa cum uneori poate să pară. Ea a făcut totul din iubire și compasiune față de ființa ei, dar tocmai ca să ofere oamenilor dragi și semenilor săi o versiune a sa îmbunătățită. O femeie vindecată, blândă, caldă, senină, delicată, dar și fermă la nevoie, inspirațională. Este femeia feminină slabă? Multe cliente îmi spun că le este teamă să nu pară slabe, să nu mai fie vulnerabile, ca să nu fie iarăși folosite. Dar, draga mea, puterea femeii este vulnerabilitatea. Pentru că tu ești cu inima deschisă, larg, da, pare că riști imens să fii din nou rănită. Dar nu uita că femeia feminină are o relație excepțională cu intuiția sa, care îi spune ce este bun și ce nu este bun pentru ea. Iată, ea și-a crescut simțurile extrasenzoriale, simte mai presus de ceea ce spune el sau oricine altcineva, ea simte prin emoțiile ei și iar trupul ei îi transmite pur și simplu ce nu este bun și ce este bun pentru ea. Femeia feminină este stabilă din punct de vedere emoțional, mental, fizic, sexual, material, financiar, spiritual și este capabilă, tocmai din acest stadiu, din această stare de stabilitate interioară și nu numai, este capabilă să rupă orice relație, orice legătură în care nu este tratată cu respect, apreciere și considerație. Femeia feminină știe care îi sunt nevoile, dorințele și le comunică lui
cu căldură, cu blândețe, cu normalitate și firesc. Ea nu pretindă, nu luptă și nu forțează bărbatul să facă ceva sau să nu facă ceva și ea nu forțează ca o relație să se întâmple, da? La fel se întâmplă în toate relațiile sale, cu familia, cu prietenii, la muncă sau în afacere, în situațiile pe care le întâlnește și evenimentele la care participă. Deci nu forțează. Femeia feminină creează și manifestă, nu domină și nu controlează. Dominarea, controlul, manipularea vin din umbra energiei masculine pe care ea încă nu și-a integrat în mod sănătos. Iată, din ego, adică minte, energia masculină și nu din inimă deschisă, din energia sa feminină. Femeia feminină îngrijește, crește, înmulțește ceea ce are și ceea ce primește zi de zi de la viață implicit și de la el, masculinul, bărbatul său. Ea nu risipește în van energia sa vitală pe relații, pe evenimente cu care nu rezonează și care nu îi oferă reciprocitate. Ea trăiește prin recunoștință, starea de bine, relaxare și plăcere. Femeia feminină nu se grăbește. Ea știe că nu trebuie să facă mereu ceva doar ca să demonstreze că merită, că este meritoasă destul de bună. Pentru că ea este, ea conține vibrațional tot ce dorește și tot ce are nevoie. Femeia feminină știe să creeze spațiu. Ea a învățat să-și retragă energiile atunci când este cazul. Nu insistă, nu critică și nu neagă competențele, cât și dorințele, visurile lui. Ea este capabilă să-i vadă potențialul, dar nu să-l și forțeze. Ea știe intuitiv când și mai ales cum să-i lase spațiu și timp lui ca el să se înțeleagă, ca el să-și înțeleagă emoțiile, stările. Pentru că doar așa un bărbat înțelege, pricepe, da? Intră în peștera lui ca să înțeleagă cât de mult te vrea el pe tine, dacă te vrea și dacă te consideră cu adevărat valoroasă, draga mea. Pentru că noi nu putem să forțăm. Adică putem, dar nu avem relații armonioase dacă facem asta. Da? Femeia nevindecată, da? În energie nevindecată, manipulează, da? Poate să aibă bărbatul, poate să aibă relația, poate să aibă orice își dorește, dar asta nu vine dintr-o stare interioară de abundență, ci din lipsă și relația nu este armonioasă. Draga mea, asta am vrut să-ți comunic. Urmează un video în care vorbesc despre bărbatul masculin. Dar iată, ca să fim capabile să atragem un bărbat masculin în viețile noastre, da? Un bărbat bun, energie masculină, care face lucruri fără să-i ceri, da? Trebuie să fim, iată, trebuie să devenim, să ne armonizăm pe interior și să devenim acea femeie feminină care își accesează darurile sale la iubire, sănătate, bani cu ușurință și plăcere. Iată, dacă îți dorești toate aceste lucruri, lasă-mi un mesaj cu armonie pe WhatsApp și găsești pe website toate detaliile. Deci pe WhatsApp direct sau pe Facebook chat, dacă îți dorești să devii o femeie feminină ca să manifesti conștient viața pe care ți-o dorești. Eu te îmbrățișez cu mult drag și multă iubire. Pe data viitoare cu bărbatul masculin. Te îmbrățișez!